pentru buna desfășurare a orelor de curs, dar și pentru siguranța elevilor, inspectorul școlar general Răducu Popescu consideră că supravegherea video în școli este necesară. Momentan, 58% din unitățile de învățământ beneficiază de supraveghere video. Până la debutul anului școlar următor, reprezentanții ISJ și-au propus ca procentul să se apropie de 100%. Un număr de 288, respectiv 58% din unități școlare au un sistem de supraveghere video. Ne propunem ca în anul școlar ce începe să ne apropiem cât mai mult de un procent maxim de 100% în ceea ce privește supravegherea video. Sunt situații și anumite unități școlare unde aceste lucruri vor fi foarte dificil de realizat, dar ne propunem ca într-un număr cât mai mare să avem un număr de cadre, număr de camere pentru a descuraja accesul în curtea școlii atunci când nu există activitate sau a descuraja actele ce nu și-au locul în curtea școlii în timpul când avem activități. Tot în beneficiul elevilor, de această dată a celor care vor susține evaluarea națională, ministrul educației Remus Pricopie a anunțat creșterea ponderii mediei la evaluarea națională de la 50 la 75%. Foarte important, calculul mediei, sau nu e medie, calculul notei finale la admiterea în învățământul liceal, ponderea mediei pe anii de studiu, va fi de 25%. Și 75% va conta examenul în sine, examenul la evaluarea națională. Cred că este o măsură foarte bună. În acest fel evităm zona în care elevii sunt grupați într-un număr foarte mare, în urma obținerii unor note foarte mari pe parcursul anilor de studiu, în condiții diferite. Așadar, regândirea formulei de calcul a mediei de admitere la liceu este una dintre cele mai importante modificări pe care elevii le vor resimți în anul școlar 2013-2014. Până acum, media de admitere la liceu era media aritmetică între media generală la evaluarea națională și media generală de absolvire a claselor 5-8.